Calea mântuirii, luminată pas cu pas. În modul lui Dumnezeu de a mântui oamenii, există o anumită logică și chiar o progresivitate. Dacă Dumnezeu ne-a ales ca să fim Fiii lui, cu foarte mult timp în urmă, prima Etapa care ne vizează ca indivizi în vederea aplicării mântuirii este chemarea la mântuire. Dumnezeu ne invită la, ne informează despre sau ne atrage spre mântuire, deși s-ar părea ceva extrem de simplu această învățătură biblică referitoare la chemarea divină comportă anumite dificultăți, motiv pentru care vom detalia această învățătură și vom clarifica aspectele mai puțin clare. Sunt Daniel Rigoriciuc, alături de mine se găsește fratele pastor Constantin Macoveciuc și îi spun un bun revenit. Mulțumesc! Distingem încă din perioada vechi testamentară faptul că Dumnezeu cheamă oamenii la sine. Ar fi corect înainte de a survola Noul Testament, să identificăm măcar câteva caracteristici ale chemării oamenilor la Dumnezeu conform revelației vechi testamentare. Și v-aș poate să dați anumite citate și să explicați în câteva cuvinte aceste texte biblice. În Vechiul Testament, ideea chemării este foarte clară în legătură cu poporul Israel. Pentru acest popor, o mulțime de profeți folosesc expresia aceasta, te-am chemat, te-am chemat. Deci poporul Israel este prin excelență poporul pe care Dumnezeu l-a chemat. L-a chemat ca să fie a lui, l-a chemat și l-a ales în același timp, l-a chemat pe nume, cum spune profetul Isaia, dar în afară de chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o poporului Israel, găsim chemări adresate a unumitor persoane. Sigur, Dumnezeu când le face o chemare acestor persoane, nu folosește expresia veniți ca să fiți mântuiți, dar îi cheamă într-un sens, într-o relație cu Dumnezeu, relații de slujire care finalizează în mântuire. Deci când, de exemplu, Domnul îl cheamă pe Moise, Cartea Levitic chiar așa începe, capitolul 1. Domnul a chemat pe Moise. Ei, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise, îl cheamă ca Moise să-i slujească, pentru că Dumnezeu, în felul acesta, are în vedere ca Moise să ajungă mântuit Dumnezeu îl cheamă, de exemplu, pe Samuel. Samuel devine un slujitor al lui Dumnezeu, dar în același timp, prin relația aceasta de slujire lui Dumnezeu, Samuel ajunge un om mântuit. Și așa mai departe. Deci, când Dumnezeu cheamă pe cineva la o slujire, de fapt îl cheamă la o relație cu Dumnezeu, că până la urmă nu slujirea aceea este importantă, nu slujirea este moneda de schimb pentru a ajunge în cer, ci slujirea îl ține pe om într-o relație cu Dumnezeu și această relație cu Dumnezeu face posibilă mântuirea omului. Există un personaj ciudat în Vechiul Testament, Cir, spre care prorocul Isaia spune în capitolul 45 Te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bună bunăvoință. Personajul acesta nu era nici pe departe evreu și nu era nici pe departe un evlavios, era un împărat pagân și Dumnezeu îl folosește ca un instrument de a pedepsi Anumite situații chiar din viața poporului Israel și altor popoare. Și iată că Dumnezeu îl cheamă și pe Cir, făcându-l un instrument al planului suveran al lui Dumnezeu, dar chemarea lui Cir pare să aibă mai puțin de a face cu mântuirea, cât mai degrabă Dumnezeu îl folosește ca instrument în împlinirea providenței lui. Mulțumim pentru aceste precizări legate de câteva referințe din Vechiul Testament privitoare la această chemare pe care o realizează Dumnezeu în dreptul oamenilor. Ar fi logic să punem următoarea întrebare. Cine anume îi cheamă pe oameni la mântuire? Dumnezeu Tatăl? Dumnezeu Fiul? Dumnezeu, Duhul, sau nu există un rol proeminent al unei anumite persoane din Dumnezeire în exercitarea acestei chemări? De ce, de exemplu, avem uh, câteva afirmații pe care fiul le face, în care se vorbește de un rol primordial al Tatălui care atrage? Este foarte adevărat, când Domnul Isus Hristos a venit pe Pământ, a venit să-l reprezinte pe Tatăl a decis de la bun început că îl va sluji pe tatăl și că se va dezbrăca de sine sau se va lepăda de orice merite pe care le are ca Dumnezeu. Ei, în sensul acesta era normal ca Domnul Isus Hristos să nu atragă spre sine meritul de a chema pe oameni la mântuire, după cum Domnul Iisus nu atrage spre sine pe oameni nici măcar să îi se roage sau să îi se închine lui, ci Domnul Iisus învață pe oameni, adresați-vă Tatălui, Tatăl nostru care ești în ceruri. La fel Domnul Iisus Hristos îl prezintă pe Tatăl ca unul mai mare decât sine și în sensul acesta vorbește despre meritele Tatălui în chemarea pe care o adresează oamenilor. De exemplu, Evanghelia după Ioan este extraordinar de concludentă în sensul acesta. Ioan capitolul 6 are câteva afirmații centrale, de exemplu versetul 37, tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine, dar Domnul Iisus imediat completează, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni, iată deci că aici vedem că Tatăl cheamă, dar în același timp Domnul Iisus Hristos are, dacă vreți, aceeași competență ca și Tatăl de a primi pe cei care aleg să vină la Domnul Isus Hristos. Deși Domnul Isus și Tatăl aici apar egali în ceea ce privește dreptul de a mântui pe oameni, totuși Domnul Isus dă întâitate Tatălui. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine. Tot aici în Ioan 6 cu 44 spune nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Deci observați că aici Domnul Isus îmbină meritul Tatălui care atrage dar, în același timp, El, care, ca Fiul lui Dumnezeu, este în același timp Dumnezeu care poate mântui și, în același timp, dă loc și meritului omului care vine la Sine. Deci, Tatăl atrage, Domnul Isus Hristos primește, omul vine, iată o participare a Dumnezeirii împreună cu oamenii la mântuire. Dar, totuși, Tatăl apare proeminent, Tatăl apare în rolul central. De asemenea, Domnul Iisus Hristos face afirmația că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu sau vorbind despre creștini, comparându-i cu oile, le spune tatăl meu care mi-a dat este mai mare decât toți. Deci Domnul Iisus Hristos dă întâietate tatălui și de aceea îi atribui dreptul acesta de a chema pe oameni. Suveranitatea tatălui strălucește în această chemare pe care o face păcătoșilor. Deși, la un moment dat, El chiar spune, veniți la mine. Exact, voi Domnul toți Iisus are turist. și uh, competența de a chema pe oameni la El, pentru că era în același timp om, dar și Dumnezeu. Pentru că discutăm despre chemarea la mântuire. Ce am putea spune de rolul slujitorilor Evangheliei? Ei sunt niște intermediari între Dumnezeu și cei chemați. Este condiționată eficiența chemării? oamenilor la mântuire, de calitatea slujitorilor sau de calitatea mesajului lor sau de ce ar fi necesare și rugăciunile sfinților din biserică pentru ca anumiți oameni să accepte această chemare dinspre Dumnezeu, prin oameni. Aș vrea să construim un răspuns ceva mai amplu. Avem, de fapt, mai multe întrebări. Trebuie să acceptăm ideea aceasta că Dumnezeu este Cel ce cheamă și chemarea lui Dumnezeu este extrem de importantă pentru mântuirea omului. Dar, în același timp, în chemarea aceasta a lui Dumnezeu, un loc important îl au slujitorii lui Dumnezeu. În ce sens? În sensul că, prin auzirea cuvântului se naște credința și, prin această primire a credinței, un păcătos devine copilul lui Dumnezeu și, în felul acesta, răspunde chemării atunci când răspunde cuvântului pe care îl aude. Acum, cât despre slujitorii lui Dumnezeu. Biblia vorbește în ambele sensuri. Adică, pe de o parte, Pavel spune în Filipeni capitolul 1, versetul 18, sunt mulți care predică din alte motivații, de ochii lumii, din slavă de șartă, dar Pavel conclude, ce ne pasă până la urma urmii, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propăvăduit și aceasta este esențialul. Adică Pavel vrea să spună aici că pentru că Dumnezeu face chemarea, chiar dacă un predicator al Evangheliei nu are o motivație corectă, în suveranitatea lui Dumnezeu poate folosi un instrument imperfect pentru a asigura o mântuire perfectă unui păcătos imperfect. Pentru că perfecțiunea stă în Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit, Dumnezeu este desăvârșit și așa cum păcătosul este, bineînțeles, nedesăvârșit, și chiar dacă predicatorul este nedesăvârșit, Pavel spune până la urmă ce ne pasă. Dumnezeu poate completa lipsurile unui predicator nedesăvârșit. Dar în același timp, Scriptura relevă și celălalt aspect. Este foarte importantă calitatea celui care îi propăvăduiește. De pildă, în ziua cinzecimii, Apostolul Petru, fiind plin de Duhul Sfânt, când propăvăduiește, Duhul Sfânt însoțește propăvăduirea, Păcătoșii sunt tăiați la inimă, păcătoșii primesc cuvântul lui Dumnezeu și la o singură predică se mântuiesc 3.000 de oameni. Deci atât, propăvăduirea sub plinătatea Duhului Sfânt, sub ungerea Duhului Sfânt este evident mai eficientă decât propăvăduirea unui, hai să spunem, om motivat de ambiții, de ochii lumii sau de interese financiare sau de alte interese. În același timp, Dumnezeu este Cel care cheamă, dar sunt importante și rugăciunile noastre pentru ca păcătoșii să audă chemarea. Sunt importante rugăciunile sfinților și pentru păcătoșii care trebuie să audă chemarea și să lase ca Duhul Sfânt să le lucreze cuvântul lui Dumnezeu în inimă, sunt importante rugăciunile Sfinților, și pentru cei care au auzit chemarea, ca să-și poată duce mântuirea până la capăt. Deci, rugăciunile Sfinților sunt importante întotdeauna, deși, spuneam, ar putea să fie puțin contradictoriu dacă Dumnezeu cheamă și chemarea Lui este eficientă. Pentru ce trebuiesc rugăciuni? Ei, în discuția aceasta aș vrea să permitem. Tot mereu aceasta să fie spiritul în care ne, ne modelăm mintea, să permitem mereu această paradoxală contradicții sau excludere. Dumnezeu cheamă, cheamarea lui este foarte importantă, am putea spune este eficientă, dar în același timp importante sunt rugăciunile noastre. Predicatorul este imperfect, dar predică un cuvânt perfect predicatorul sub ungerea Duhului Sfânt este mai eficient, dar Dumnezeu poate completa chiar și lipsa unui predicator imperfect. Mulțumim pentru această construcție interesantă în această argumentare și în acest răspuns și oricum preferabil ar fi să fim oameni care să fim abilitați de Dumnezeu, împuterniciți de Dumnezeu, un plus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să propovăduim un cuvânt curat, nealterat și să fim însoțiți de rugăciunile Sfinților în această lucrare de propovăduire sau de chemare a oamenilor la Dacă mântuire, îmi mi-am Mi amintit acum, îmi povestea un prieten de-al meu care s-a întors la mântuire într-o biserică în ziua când biserica respectivă a avut o stare uh, nu prea bună, în sensul că atunci nu s-au putut înțelege asupra terenului pe care vor construi casa și chiar în ziua aceea a fost o discuție foarte controversată și s-a luat decizia să se construiască două case de rugăciuni. Ei, în chiar ziua aceea omul acesta a venit la biserică și frații erau foarte necăjiți. O, oh, tocmai astăzi au venit aici și au prins o discuție așa de aprinsă între noi, și omul acesta a mărturisit Tot ceea ce am auzit eu în ziua aceea a fost Evanghelia După ce ați început să discutați de case, unde să fixați terenul Ochii mei și urechile mele parcă mi-au fost întunecate N-am mai priceput nimic Și când s-a terminat toată discuția Deși a fost destul de dură El se ridică în picioare și spune Oameni buni, mi voi să vă spun ceva De astăzi vreau să mă pocăiesc deci, de aici vedem că chiar într-un mediu imperfect, Dumnezeu folosește chemarea și poate să mântuiască păcătoși. Da, E un uh, caz fericit și Dumnezeu poate să lucreze într-adevăr prin modalități uh, surprinzătoare. Revenind la discuția noastră despre chemarea oamenilor la mântuire, Biblia spune că suntem chemați după planul lui Dumnezeu, plan făurit pretemporal. Se pare că ar exista chiar o anumită relație. Între cei care sunt planificați pentru mântuire și cei care sunt chemați, fiind vizate chiar și etape ulterioare, până la glorificare chiar. Întrebarea ar fi: Există o relație atât de directă, doar cei aleși devin și chemați? Din nou, pornesc de la ideea că Dumnezeu are în mod real oameni pe care îi cheamă și îi alege. Și că Dumnezeu îi cheamă și îi alege în baza unui plan, făcut încă din eternitate, dar plan care are stabilită etapă cu etapă până la final, până la glorificare. Ei, când Dumnezeu îl cheamă pe un om, omul acesta pune piciorul, dacă vreți, pe un drum, care drum este deja destinat unde să ajungă, cât să dureze, ce etape să parcurgă credinciosul pe drumul respectiv. Deci în sensul acesta am putea spune că cei care sunt planificați sunt cei care au pus piciorul pe drumul acesta, țin drumul acesta până la sfârșitul vieții lor și ajung la glorificare, adică sfârșesc fericiți, sfârșesc mântuiți. Dar problema este a celor care nu pun piciorul pe drumul acesta. Biblia nu ne spune nicăieri că Dumnezeu, sau nu ne spune în mod explicit că Dumnezeu a rânduit un al doilea drum care duce la iad, pe care a hărăzit sau a destinat niște oameni pași cu pași să ajungă răi și mai răi și tot mai răi ca într-o zi să ajungă în iad. Deci Biblia nu vorbește despre două drumuri pe care le-a trasat Dumnezeu. Domnul Isus a venit pe pământ ca și calea care duce spre cer. Dumnezeu nu ne-a trimis de pământ și un diavol care să reprezinte calea care duce către iad, ci diavolul a venit din propria lui inițiativă în lumea noastră să ne Dumnezeu izbitească. doar îl permite. Și Dumnezeu doar îl permite, dar diavolul nu poate face nimic până când nu are acordul omului. Iată deci că Dumnezeu nu poate fi învinuit de faptul că unii oameni vor ajunge în iad. Oamenii vor ajunge în iad pentru că au cooperat cu diavolul și diavolul reprezintă calea către iad după cum oamenii vor ajunge în rai pentru că au cooperat cu Domnul Isus și Domnul Isus este calea către cer. Chemarea la mântuire, ca și alegerea, nu au de a face cu meritele cuiva. Sunt o sumedenie de versete scripturale care subliniază ideea aceasta. Totuși, bazându-mă pe un text din Vechiul Testament, este indicat că Dumnezeu nu alege chiar arbitrar, ci pe baza unei anumite dispoziții a individului. Dispoziție de a face ceva în relație cu Dumnezeu. Voi cita din Vechiul Testament despre Avram. Dumnezeu spune, eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să păzească calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Observăm în acest text o relație între cunoașterea divină a unei atitudini pozitive în dreptul lui Avram și revelația de care i s-a făcut parte acestui om. A putea să afirmăm că atunci când Dumnezeu cheamă la mântuire, lucrurile stau aproximativ la fel? Cred că da. Și aduc ca argument un text din 1 Petru, capitolul 2, versetul 8. În traducerea Cornilescu, el vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos, pentru unii, reprezintă o piatră de poticnire și o stincă de cădere pentru cei care nu sunt mântuiți. Și versetul continuă. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Deci încerc să identific etapele. Domnul Iisus Hristos este unul și același, dar pentru unii devine mântuitor, pentru alții devine piatră de poticnire. Din ce motiv? N-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Există o traducere modernă a Noului Testament, la versetul acesta, traducătorul a făcut următoarea afirmație. Ei suportă aceste consecințe pentru că n-au crezut cuvântul și așa fusese stabilit să li se întâmple ca urmare a necredinței lor. Deci ce a stabilit Dumnezeu? Ce a rânduit Dumnezeu mai dinainte? Ca Domnul Isus Hristos să fie piatră de poticnire pentru cei care nu vor să creadă cuvântul și mântuitor pentru cei ce vor să creadă cuvântul. Deci ține de o dispoziție a omului. Ține de o dispoziție a omului ca și în privința lui Avram, care având dispoziții să rămână într-o relație bună cu Dumnezeu, a fost chemat și numit prietenul lui Dumnezeu, oamenii aceștia care au dispoziția de a refuza cuvântul, se vor poticni în Domnul Isus Hristos și nu vor ajunge mântuiți. Discutăm la emisiunea Calea Mântuirii cu fratele pastor Constantin Macoveciuc despre chemarea la mântuire. Observăm că invitația în vederea mântuirii este universală, dar totuși sunt menționate anumite caracteristici. De exemplu, Domnul Iisus spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Cei însetați sunt chemați celui ce este sete, să vină și să bea, Citez din cartea Apocalipsa. Apoi, unii care nu sunt interesați sunt respinși. Există o selecție divină prin intermediul acestei chemări. De ce apare la un moment dat expresia? Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. A limita pe Dumnezeu și a spune că Dumnezeu nu are dreptul să facă o selecție, este greșit. Dar a considera că Dumnezeu este capricios sau părtinitor și face o selecție în mod arbitrar și fără să ne reveleze criteriile în baza cărora El selectează, este la fel de greșit. Și ca exemplu dau textul din Luca 7 cu 30. Este vorba despre fariseii care au refuzat invitația lui Ioan Botezătorul de a accepta împărăția lui Dumnezeu de a se boteza și Biblia spune că farisei și învățătorii legea au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Deci, iată că există o oarecare selecție selecția, în această selecție trebuie să-i lăsăm loc lui Dumnezeu, pentru că până la urmă mântuirea este a lui Dumnezeu. În orice etapă de mântuire Dumnezeu are rolul important, rolul central, rolul esențial. Deci și în chemare și în alegere trebuie să-i lăsăm lui Dumnezeu loc. Al exclude pe Dumnezeu din vreuna din etapele mântuirii este cea mai mare greșeală. Dar în același timp, în această selecție, nu trebuie să excludem nici decizia omului. Fariseii au decis, au respins botezul lui Ioan și prin aceasta au zădărnicit planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru ei, plan pentru ei, observați un plan ca ei să ajungă mântuiți, nu doar un plan general. Deci iată că Dumnezeu este implicat într-un mod activ în procesul acesta a mântuirii, dar Dumnezeu este dispus în același timp să își armonizeze planul său cu voința omului și respectiv cu primirea sau neprimirea ofertei pe care o face păcătosului. Dacă Dumnezeu știe sigur că unii nu vor veni la mântuire. Mai este totuși sinceră acea chemare universală, generală? Există unii teologi, în special în ultimile, ultimii ani, care au construit o teologie potrivit căreia Dumnezeu își limitează. Din toate punctele de vedere atributele sale respectiv, își limitează cunoașterea, nu știe toate lucrurile, își limitează puterea, nu poate toate lucrurile, pentru ca în felul acesta să facă loc voinței libere a omului. Eu cred că acest curent teologic, foarte la modă în ziua de astăzi, pornește de la o premiză falsă. El încearcă să armonizeze suveranitatea lui Dumnezeu cu libertatea de voință aici, la nivelul nostru, la nivelul minții omului. Libertatea omului și suveranitatea lui Dumnezeu sunt două concepte biblice, corecte, dar care se armonizează la un nivel deasupra minții noastre. Așa cum sunt atâtea alte elemente care țin de Dumnezeu și mintea noastră nu le poate pricepe, tot așa nu putem pricepe cum adică Dumnezeu este absolut suveran și respectă pe om și îi dă voință absolut libere? Cum este posibil ca Dumnezeu în același timp să știe că un păcătos nu va răspunde și totuși să-l cheme sincer? Noi nu le putem armoniza în mintea noastră la nivelul acesta, dar ele trebuie acceptate. Dumnezeu nu joacă teatru, Dumnezeu nu trebuie să se limiteze pentru ca să aibă loc atât libertatea omului cât și suveranitatea sa, ce mai degrabă noi trebuie să ne declarăm limitarea minții noastre în sensul că să recunoaștem că mântuirea este ceva dumnezeiesc și ea trece peste puterea de înțelegere a minții noastre. Eu mă gândesc, de exemplu, la o mamă care își cheamă copiii la masă. Ea este sinceră când îi cheamă, dar unii nu vor să vină. Da. Și atunci ea ce poate să facă? Poate că la un moment dat uzează de autoritatea pe care o are și îi obligă. Dar Dumnezeu nu forțează pe oameni să vină la mântuire. Cred că exemplul este foarte bun. Se poate considera că această chemare este individuală, nominală sau are mai mult un caracter colectiv. Știu că am discutat puțin și la subiectul alegerii. Despre caracterul acesta corporativ sau individual. Caracterul corporativ sau colectiv este foarte ușor de observat pentru că chiar Biserica, numele ei, Eclesia, Ekkaleo, cei chemați afară din, afară din lumea aceasta păcătoasă. Deci, iată, Biserica consideră, constituie grupul celor chemați, chemați afară să fie altfel, să trăiască altfel. Dar, Trebuie să întrezărim și un aspect individual al chemării. Dumnezeu nu doar cheamă un popor, poporul Israel în Vechiul Testament și Biserica în Noul Testament, ci Dumnezeu chiar cheamă chiar indivizii. Observați că Domnul Isus vorbea în mod foarte individual. Tu, vină la mine, tu lasă totul și urmează-mă. Se adresa oamenilor pe nume, Zacheie, de te jos, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Deci exista o chemare și individuală și chiar în epistole Apostolul Pavel ne dă suficiente motive să înțelegem că cei cărora le scria el erau chemați de fapt în mod individual, după cum și el a fost chemat și pus deoparte încât chiar din pântecele mamei sale. Există un text biblic care s-ar părea că sugerează faptul că Dumnezeu nu are un număr precis, exact, al celor care vor fi chemați. În Fapte 2 cu 39 este utilizată această expresie: În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. Este doar o subliniere a abundenței, a disponibilității divine de a oferi mântuirea? Ce părere aveți despre această formulare? Aș porni de la un verset care pare contradictoriu cu cel din fapte 2. Versetul din Romani 11 cu 25, în care Apostolul Pavel susține că, citez, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singur înțelepți, nu vreau să nu știți în aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Găsim aici, de deci, ce expresia numărul de plin al neamurilor. Unii au interpretat această expresie ca numărul acesta fiind unul fix, termenul de plin, sugerând o cifră anume foarte bine stabilită dinainte de Dumnezeu. Dar expresia numărul de plin poate fi înțeleasă de asemenea numărul pe care Dumnezeu în precunoașterea lui el știe de astăzi, dar număr care nu este fixat într-un mod absolut uh, suveran de către Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu doar atât a vrut să fie mântuiți. De pildă, dacă noi facem o chemare, să presupunem că sunt 50 de persoane în curte, vine un autobuz și noi spunem toți cei care doresc să vină cu noi, să urce în autobuz. Șoferul așteaptă până când intră numărul de plin. Dar ce înseamnă numărul de plin? Numărul tuturor celor ce au vrut să urce în autobuz. După care întreabă, nu mai vrea nimeni să urce? Nu. Atunci ăsta e numărul de plin, am închis ușa și am plecat. Deci există un număr de plin în sensul că Dumnezeu așteaptă un timp. Pentru că Biblia mai degrabă vorbește în termen de timp atunci când ne uităm la vremurile din urmă. Există o periodizare a bisericii și biserica va avea o perioadă cât va sta pe acest pământ, după care Biserica va fi răpită la cer. Ei, numărul de plin va fi numărul celor care vor primi mântuirea până când Dumnezeu va hotărâ să ia biserica la cer. Deci, numărul acesta este enorm. Eu nu cred că este un număr predestinat, un număr care să limiteze în felul acesta libertatea omului. Este un număr enorm de mare, necunoscut nouă, tot ceea ce știm noi că. Trebuie ca să participăm și noi la mântuirea oamenilor, îndemnându-i să facă și ei parte din numărul acesta care este atot cuprinzător și suficient de mare. Există unii teologi care consideră că această chemare la mântuire este însuțită de un har special, făcând chemarea practic de nerefuzat pentru cei aleși, în vreme ce alții o sfidează sau o refuză. Este chemarea aceasta eficace prin... Ea însăși devine ea operațională sau nerefuzabilă doar în dreptul celor aleși? Nu știu, există în noi o tendință ca mereu să dăm o garanție mântuirii umană, o garanție umană mântuirii, legându-o de anumite ritualuri, sacramente, taine, acte de cult sau numiți-le cum vreți. În același sens, unii vor să lege ideea de chemare, de ceva anume, ca să o facă eficace, adică, în sensul că, dacă ți-a fost făcută, totul este în ordine, ești cel mai mare fericit, tu vei ajunge mântuit, fără nicio discuție. Eu vreau doar un verset să citesc din Cartea Apocalipsei. În Apocalipsa 17, versetul 14, vorbește despre vremurile din urmă, despre. Vremurile când anticrist va veni pe pământ să persecute pe credincioșii lui Dumnezeu. Și versetul 14 spune, ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Deci uitați-vă că autorul acestei cărți este foarte precis vor împreună cu Domnul Isus Hristos pe Anticrist cei care, 1. sunt chemați, 2. sunt aleși, 3. sunt credincioși. Deci iată că nu putem vorbi despre o chemare eficace care operează prin ea însă și care ne garantează o mântuire indiferent de calitatea trăirii noastre. Suntem chemați, meritul este al lui Dumnezeu. Suntem aleși, meritul este al lui Dumnezeu. Dar de acum datoria noastră este să fim și credincioși ca să biruim. Deci chemarea este eficace atâta vreme cât noi rămânem credincioși. Deci nu este suficient să răspunzi chemării divine prin o atitudine corectă, se impune și ulterior o consolidare. Exact. A acestei Cei chemări. care vorbesc despre chemarea eficace privesc spre rolul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în lăuntru omului, trezește Duhul omului și dă o direcție de neîntors, adică către Dumnezeu, de îndată ce Duhul omului este atins de Duhul lui Dumnezeu, omul pune piciorul pe un drum pe care îl va păstra pentru toată viața, pentru că nu mai poate să se întoarcă, nu va mai dori să se întoarcă, se simte așa de bine pe drumul acesta. Dacă în sensul acesta luăm chemare eficace și vedem că Duhul Sfânt în adevăr ne dă plăcere pentru calea mântuirii și ne ține într-o direcție către Dumnezeu, ca să nu ne pare rău, să nu ne întoarcem în lume, Accept ideea de chemare eficace, că acesta este rolul Duhului Sfânt, să ne țină picioarele pe calea mântuirii, să ne fie așa de drag de Dumnezeu încât să nu-L părăsim niciodată. Dar, în același timp, cu toate că Duhul Sfânt își face pe deplin datoria, există și unii oameni care, la un anumit moment dat, se distanțează de călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt și atunci ei pierd atributul acela de credincioși și în felul acesta nu putem vorbi despre o chemare eficace în sensul de plin al cuvântului. Chemare la mântuire. Cred că este prea simplu să vorbim doar în termeni aceștia, pentru că limbajul biblic este foarte complex și divers atunci când descrie scopurile chemării dinspre Dumnezeu a oamenilor. Se are în vedere, evident, mântuirea, dar v-aș ruga, dacă doriți să detaliem puțin, folosind scriptura, motivele chemării, pentru ce sau la ce suntem chemați, ce promisiuni sunt date celor care sunt chemați. Există foarte multe promisiuni făcute celor chemați și în același timp scopuri precise pentru care sau la care suntem chemați. De exemplu, Apostolul Pavel vorbește despre credincioșii din Roma că au fost chemați ca să fie sfinți ai Domnului Isus Hristos. De asemenea, corintenilor le scrie același lucru. Apoi, Apostolul Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a chemat ca să căpătăm o moștenire veșnică. Dumnezeu ne-a chemat ca să alcătuim un singur trup. Petru spune, Dumnezeu ne-a chemat ca să moștenim binecuvântarea. Deci există multe texte biblice în care chemarea este fixată în termen de obiectiv, unde să ajungem, cât și în termen de calitate, cum trebuie să devenim, ce trebuie să fim. Chemați ca să fim sfinți, dar în același timp obiectivul, chemați ca să căpătăm mântuirea, deci să ajungem în cer. Haideți ca acum la final de discuție să formulăm o concluzie urmată chiar de o aplicație. Chemarea trebuie privită ca o etapă când planul mântuirii este deja aplicat de Duhul Sfânt la păcătoși, în mod concret. Ce înțeleg prin chemare? Dumnezeu vorbește prin predicatori, Dumnezeu vorbește în mod personal printr-un vis, Dumnezeu poate vorbi prin radio-vocea Evangheliei, Dumnezeu poate vorbi cuiva prin faptul că îi pune în mână o carte creștină sau o Biblie. Toate acestea sunt expresii ale chemării lui Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu îl cheamă pe om. Fiecare păcătos care aude chemarea, el nu are de unde să știe dacă și nu ar trebui să-și pună întrebarea dacă este sau nu este unul. Dintre cei aleși, dacă Dumnezeu l-a ales pentru mântuire sau dacă este în afara alegerii, întrebarea aceasta este absolut inutilă și poate duce doar spre aplicații greșite. Fiecare păcătos care aude chemarea trebuie să aibă atitudinea aceasta. Dumnezeu mă cheamă, eu trebuie să-i răspund. În momentul în care un păcătos are atitudinea aceasta, răspunde chemării lui Dumnezeu, el se înscrie din capul locului pe lista celor aleși. El poate să aibă garanția că este un ales, tocmai pentru faptul că a auzit chemarea și a găsit puterea aceasta lăuntrică de a răspunde chemării, Dumnezeu l-a primit și el a realizat sau a stabilit o regătură cu Dumnezeu. În felul acesta, chemarea devine, dacă vreți, o etapă personală sau în aplicarea. Mântuirii de către Duhul Sfânt în viața oamenilor. O etapă foarte importantă. Ea are de a face cu începutul vieții de credință, dar dacă etapa aceasta nu are loc, nu putem vorbi despre mântuire. Deci, orice om care astăzi se numește copilul lui Dumnezeu și care este mântuit, dacă i-ai da voi să-și spune istoria vieții lui, ar trebui să înceapă cam așa. Într-o zi Dumnezeu m-a chemat, am auzit chemarea lui, am răspuns chemării lui și de atunci viața mea s-a schimbat, de atunci sunt copilul lui Dumnezeu. Mulțumim, frate păstor, Constantin Macoveiciuc pentru aceste învățături scripturale care sunt detaliate. Apreciem efortul pe care l-ați făcut de a veni și de a detalia aceste aspecte care uneori sunt înțelese într-o manieră eronată sau incompletă și am vrea ca și pe mai departe să îi rugăm pe ascultători să rămână alături de această emisiune pentru a înțelege în amănunt modul în care Dumnezeu a planificat, a realizat și aplicat mântuirea în dreptul nostru. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată și vă așteptăm cu ajutorul lui Dumnezeu și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire radiofonică sub același generic Calea mântuirii Calea mântuirii Luminată pas cu pas